CSM Slatina debutează în noul sezon cu un lot schimbat aproape din temelii. Atât antrenorul cât și cele 7 jucătoare venite la Slatina au evoluat la echipe din Liga Națională. Chiar dacă tehnicianul Victorina Bora se poate baza pe experiența celor 14 fete ale sale, are nevoie de timp pentru închegarea relațiilor de joc. În primul rând avem nevoie de timp. Sper să reușim să facem o figură frumoasă în campionatul de anul acesta, după care... Nu știu ce știți dumneavoastră, eu știu că este vorba despre un proiect care se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Ideea e să reușim să construim o echipă cât mai solidă, cât mai puternică, cu care să putem merge mai departe și la un moment dat chiar să promovăm. De altfel, obiectivul pentru următorul sezon este același ca anul trecut. Obiectivul anul ăsta nu este promovare. Obiectivul este de a termina pe podium așa cum am terminat și în ceilalți ani. Noi tot timpul ne-am dorit să fim cât mai sus. Acum, că noi încercăm să câștigăm fiecare meci, vă dați seama că nu cred că ar fi cineva din sânul echipei sau din anturajul echipei care să-și dorească să piardă un meci. Este exclus așa ceva, dar trebuie să ținem cont de faptul că anul acesta, la noi în serie, va fi și echipa din Baia Mare, că echipa din Baia Mare este campioana României, cu toate că acum vin sub o altă formulă. Ideea promovării nu este exclusă, însă noul tehnician își dorește ca odată ajunsă în Liga Națională echipa să și rămână acolo. Eu am un contract cu acest club care se întinde pe o perioadă de 3 ani de zile. De asta v-am și spus că este vorba de un proiect care durează așa mai mult, tocmai în ideea de a forma o echipă puternică. Și foarte bine că în momentul în care promovezi, cel mai important în primul an este să rămâi în prima ligă. Și atunci... ai nevoie de o echipă sănătoasă. Accederea în rândul celor mai bune echipe din România este dorită și de jucătoare, fete care au încredere că proiectul CSM Slatina va fi unul de succes. Eu am fost bună la Iași și am reușit promovarea și de asta spuneam că avem răbdare și în momentul care se vor lega relațiile de joc, sperăm să reușim o altă promovare. Chiar dacă în formulă diferită, cu fete noi, tinere, sperăm să ajungem acolo unde ne dorim. Victorina Bora este fostă componentă a Old Kim Râmnicu-Vâlcea, echipa alături de care a obținut de 5 ori titlul de campioană națională și tot atâtea trofee Cupa României. Are peste 100 de selecții la echipa națională de senioare, alături de care a evoluat de mai multe ori la europene și mondiale. În activitatea de antrenorat se poate lăuda cu promovarea a două echipe, SCM Craiova și T-Rom Iași, în Liga Națională, dar și cu salvarea de la retrogradare în două rânduri a formației CSM Unirea Slobozia.